Marinescu a fost atent la picioarele Adrianei și a văzut că are pasă de dinți pe picioare. Să fie atent. Dar mi zice, da, ce că tu mă păzești pe mine? Tu mă păzești, stai aici, să vezi orice mișcare, orice, stăteam aici lângă el. Mă uitam să văd ce facem. De ce stăteai lângă el? De ce stăteai lângă el? Și vorbisem ceva. Despre... Lasă-mi să facă ce vrea el. Păi după, am stat aici, cum am zis la masă. Oricum sunt cu ochii pe el. De ce? Așa. Nu de ce. O privire eu văd. Da, nu, fă cu minte. Dar să facă ce vrea el. Dacă simte nevoia, trebuie să pupe. A fost cu minte, dar întrebai ce are, știi? Pare așa trist. Ce? Este ca zi liniștit. Că simte liniște sufletească. Hai că simte. Dar vă simteți bine, adică? Da. Nu știu de ce. N-am de gând să mă mai stresez pentru nimic. Nu, nu. Hai că dacă începi iar și tu... Ce? Adică cum? Cum adică cum? Cum adică pentru nimic? N-ai de gând să te stresez pentru nimic? Nu. La ce te referi? Nu, că mi-ai spus tu că i-a tras atenția la picioarele. Ah, da. Mai departe. Nu, da, mi-a tras, da. Ce-am făcut? A nebunit lumea aici. Băi? Vorbea Maria cu Amir acolo în spate. Ce vorbeau? Tine. Și următorul cadru cu tine, de jos până ăsta așa. Leșin. Ce vorbeați acolo în spate, Maria? Nu, că s-au dat atunci conexiunea cu... Uite! Cu picioarele tale! A, că s-a uitat Marinescu la picioarele mele și mi-a spus că... Mi-a povestit Amira. Da, i-am zis că nu ai făcut-o gen în, nu știu cum să zic, cu intenție, doar că ți-a sărit în ochi pentru că ea trecea pe aici. Avea pastă pe dinți, pe picior, dita-i dâra de aici. A, nu, aveam un pic aici. Mai serean. Aveam un pic, n-aveam multă. Nu. Dacă era dar aveam și prin interior, n-aveam prin exterior, înțelegi? Adriana, dacă aveai în altă parte, nu-i mai sărea în ochi, spun eu, sigur. Da, fi sigură, da. I-am zis lui Alex că avea pe cămașă, vezi că ai toată cămașa plină de pastă de dinți. După aia am văzut-o și pe Adriana și ce vezi că ai pasă. Eu n-am zis nimic, Mariana, s-a părut că ceva. Nu tu, Alexandra, a zis că dacă aveai în altă parte, nu i-a trăgea atent. Am spus, păi ba da, fiindcă știi care e chestia aia cu picioarele. Păi asta zic, ba da, sunt titri. El are fetișul ăla cu picioarele, am și spus. Ce legătură are cu intrigi? Doamne, ferește, bă, Maria o deranjează. La fel cum s-a întâmplat și atunci, în momentul nu, în care ai pus-o pe Adriana să aducă acele mesaje. Eu am pus-o? Tu ai vorbit eu aici de toată pus-o? Lumea. Nu, voi vorbiți aici, arătați cu degetul față de alte persoane. Vai că a vrut Mariana și cu aia să mă despartă pe mine de codruz. Același lucru pot să spun și eu despre tine. Că ai vrut să-mi bagi Mariana, lui Maria și lui Marinescu. E vina mea că ele discutau acolo în spate. Dar nu vorbesc de acum. E vina mea că Marinescu... Vorbesc pe fapte concrete. E vina ta că te bagi. Ascultă-mă, e vina mea că Marinescu a simțit să-i atragă atenția lui Adrian, este murdară pe picioare. Te bagi, aiurea. E vina mea că are el fetișuri cu picioarele. Nu. E vina mea că a avut tupeu să se uite la picioarele. Nu, i-am spus că dacă era murdar în altă parte, nu i-a atrăgea atenția. Ce așa nu mai veni și avea pretenții de fiecare dată când cineva vine și încearcă să facă ceva referitor la iubitul tău, fiindcă și tu faci aceleași lucruri cu relația altor persoane. Sunt niște lucruri pe care nu le mai fac de foarte mult timp, după câte puteți observa. Nici apropieri de alte femei nu am pe aici în afară de Maria. Deci nu am dar cum să privesc alte picioare în sensul ăla, scurt și pe doi. Dar nu ți-am zis că ai te uitat la picioarele Adrianei într-un anumit sens. Știu că ai fetișurile astea cu picioarele și am spus că dacă era murdară în altă parte, exemplu pe mână, nu i-a atrăgea atenția. Uite, păi uite, asta înseamnă. Asta nu i-a atras atenția. Pe mână, uite. Păi uite, prin continuarea pe care ai avut-o, acum e automat o intrică pe care vrei să o bagi între noi doi. Da, dacă te opreai acolo vrea și ziceai... Vrea cumva să scoată în evidență stop, ceva. Era stop. Haide-mă, da? Alexandra, că doar s-a i-a sărit în evidență, practic, trecea prin fața lui. Explică-mi și mie unde este intriga, ca să o înțeleg și eu, că eu nu I-am spus și lui Alex. Bă, Alex, vezi că ai cămașa aia, e plină toată de... Abia ți-ai cumpărat-o, e plină toată de pastă de dinți. Da? Indiferent unde avea și cine avea, i-aș fi spus dacă nu observa chestia aia. Pasta de dinți numai pe picior mi-a căzut. Ce? Pasta asta de dinți. Acolo s-a nimerit să cadă.
Ghinion de neșansă, ce să fac eu? Ai. Zici că am făcut anume. Poate să aibă... Fiecare are dorințe și... Data viitoare să nu mai vorbim, Marina. Mă, dar voi ce aveți de nu vorbiți unul cu celălalt? Te-a vorbit, mă! Data viitoare să vadă și pe aia. Dar vorbim când vrei tu, Alexandra? Sau când vreți voi vorbim? Nu, mă, că eram pe scări acolo sus și am văzut că abia te-a pupat aici la scări jos. Nu, aveam în... mâncam ceva. Și mi-a zis, vrei să te pup cu ura închisă? Și am zis, da, pupăm așa. Și m-a atins. Înțelegi, nu puteam să ne luăm pe acolo pe săruturi și tot felul de chestii de-astea. Că mâncam în timpul ăla. Ok. În momentul în care nu-ți place o persoană, refuz din start. Și n-am spus că-mi place. Și cu ochii închiși, știi, eu sunt. Eu vorbesc cu ochii închiși? Da, mă, așa și vorbeai. Nu-i adevărat, nici nu i-am închis. Ba nu, nu-i așa, dacă ne-am uitat în același timp la ea. Mi-am închis, mă, ce aveți? Mie nu mi-a plăcut de Paul, nici nu o să-mi placă. Vedeți bine, amândouă. Voi două stați cu ochii închiși, cred că nu eu. Uite, despre ce vorbeam eu și astea două ori. Dar ce... Dar ce vrei acum, Adelina, să stăm, să te ascultăm cum vorbești de Paul? Păi lasă-mă în pace, până am chestia să-l aude. Tine și de Paul, mă doare... Băi, nu mă interesează, gata! Ia vrea să-l audă, Paul! Dar stau să te aud acum, Truna, cum vorbești de Paul. Dar de Paul mă interesează dacă ești tot acolo sau... Când am vorbit de Radu? N-am vorbit de Radu. Am vorbit eu astăzi cu Radu sau de Radu? Nu, tu l-asculti pe Radu când vorbește de Radu. Nu, eu pe Radu, unde că am ieșit ca să se afară? Voiam și o să lămuresc o situație. Păi și dacă nu te-a conexiunea cu tu, dacă ți-o închizi conexiunea, nu te-am întrebat. Dacă ți-o închizi conexiunea, nu te-am întrebat. Rămâne ceva de Paul, că nu mă interesează de el. Tu mi-ai zis de mesaje după Instagram. Da, și gata, te-am întrebat, mai răspuns la revedere. N-am chestia o oră de cum vorbești de Paul. Că nu ți-o plăcut și că doar i-ai spus că el zicea ție, da, Adelina, că îmi place de tine, schimb el, nu te căuta și tu de aia trebuie să atenția. Mi-a răspuns la revedere, n-am chestia. Păi nu ți-a răspuns asta, nu ți-a răspuns. Bada mi-a spus asta. Asta ai spus asta, m-au zis, eu n-am chestia. Păi nu a zis asta, că m-ai lăsat să cum n-ai spus asta, ba, Adelina, de el scot din capul meu, din stomac, de... Lăsa să termin. Dacă mă lăsai să termin, înțelegi. Când lămurești cu el, când îți dă conexiunea. Nu mai zice nimic, că vorbești de Paul. Încărtia aia, jos. Eu n-am ce să lămuresc cu el. Păi și atunci de ce zici? Păi tu ai adus în discuție mesaje după Instagram. Am încheiat discuția. Așa, nu mai aduce mesaje după Instagram dacă mă iubești. Doamne, pe femeie. Uite, haldă. Ce aveți, măi? Vocabular. Vorbeai de mine, mă, uite, haldă, vocabular de femeie, în ghilimele, de femeie. Dar acum acum te ceri cu ea, nu? Acum te ceri cu ea și după o oră te pupi. Ca așa ai făcut și săptămâna trecută. Ce vrei să vorbești tu? Lasă femeia să-și rezolve treburile, că ai timp tu să vorbești. Oricum nu prea vorbești, că n-ai ce. Sau n-ai cu cine. Te uiți ca... Când te uiți la mine, da? Deci eu nu te cred că iar așa vorbești. A, tu știi? Vorbești de experiență. Să vorbești de experiență. Adică? Radule! Tu de unde ești, mă? Tu asta te uiți ca... Vorbești de experiență? Te-am întrebat, nu știu. Tu aia... A, nu? Ok. eu pot. Adule. Uite, eu nu mă tac să-l fac. Bă, tu poți, bă. Ce zici așa? Poți să tu poți să porți o astfel de conversație, pentru că la fel e și tu. Pentru că deoarece pentru că amândoi jigniți și vorbiți prost. Da, nu poți pentru că vorbesc normal, vorbesc frumos. Ești altă limbă, joci în altă limbă. Respect, vorbesc cu... Noi suntem... Așa cum ai vorbit și cu Adelina, respect. Cu Adelina a fost respect, nu? Apoi și pe apă, că ți s-a uscat buzele. Voi, bă, voi dintre ei vorbe 200 în jurături sau... Dar ce am înjurat eu acum? Bă, dar n-am mai scos o jurătură, nu știu ce. Unde ai văzut un jurături? Tu vorbești, Paulică. Unde ai văzut un jurături? N-a zis nimic, Romeo. Chiar n-a zis nimic. Vezi că tu, ți-am mai zis ție, tu ai doar voce, dar n-ai și cuvinte. Nu știi să le folosești. Are voce, n-are imagine. Ai doar voce și atât. Da, tu mi-ai zis că am și voce și cuvinte. Ești atât. Bine, Mariana. Am și voce, am de toate. Pisicuțele mele. Bun. Voi veniți cu vocea aia de pițigăiați pe aici. Eu măcar am o voce de tonalitate. Știi care e problema? Am tonalitate. Tonalitate fără cuvinte egal cu zero, viața mea. Tu ai două cuvinte. Du-te, ai bună și vocabular, vrei să te minți? Ai bună și pan vocabular, atâta. În rest mai zici, bă! Stai cu minte, bă! Că mă faci să cred că chiar ai 10 clase, cum a spus aici. Că cred, mai du-te. Vezi că nici atât n-am făcut ca cu Paul, cu atent, îți propun o afacere, dacă vrei să faci un bani. Fii atent aici, Paul. Ce are, mă, ăsta, mă, de unde l-ați adus, mă, pe ăsta, din groapa de gunoi? Paul, îți propun o afacere, fii atent, ca să nu mai consum curent și asta, vreau să mă promovez și eu.
să duci niște pancarte și în același timp să mergi pe bicicletă și să urli. Ce-i, Paul? Organizăm, avem porumb, avem porumb, nu mai trebuie portavoce. Ești bun, ești bun și tu pentru ceva. Pentru blonde și roșcate, dă-o porumb. Cior de la de Cam, am zis eu cam. Păi, pentru problemele e că o să mă angajez și facem afaceri. Chiar a ajuns să-ți ia de un copil de 19 ani. Da, mă, nu faci tu cum mi-a face. Lei, porumb, îl fur, îl fur și pe tine să-l vinzi. Dacă vreau, fac eu afacere și profit eu. Da, faci afacere cu paiele care ți le-ai zis Romeo, că o să le dai la 30 de ani pe plajă. Hai să spun cum funcționează creierul ăsta, pentru că e foarte complex. Ia. În momentul când cineva vine și ți-aduce o acuză, când vine și ți-aduce o acuză, de fapt nu e neapărat o acuză, faci o afirmație, tu iei exact ceea ce îți lipsește în ecuația aia și dacă tu te simți că e s***, bă, de ce mai vreau. Eu n-am zis asta. Romeo, crede-mă că știu cum sunt, știu ce pot, așa că nu ascult deloc de... Da, a văzut toată lumea. Nu ascult deloc prostiile tale, afirmațiile tale, signiriile tale, nu mă interesează, nu mă interesează pe ăla, n-am nicio treabă cu tine, sunt copil, copilaș. Sunt, da, sunt copil, ești un bătrân, cum te face toată lumea de acasă, un bătrân care stă în această emisiune la 30 de ani, care a relație. Așa mai spus, la 30 de ani, să fii tu împlinit. Oricum, trebuia să fii împlinit la vârsta asta, mă, băiatule. Trebuia acasă o relație serioasă să faci și tu. Să ai deja un copil dacă îți plac copiii. Alex, mi-e place să călătoresc, îți place să merg sporturi extreme. Nu știu ce, unde călătorești? Unde călătorești? Peste tot. În Timișoara, unde călătorești? Dacă nu te năștai la mare, nu vedeai marea niciodată. Minte că vedeam. Stai că minte că unde vedeam. Am văzut și alte mări. Unde am văzut și oceane. De, unde ai fost în afară de Constanța? Ce unde am fost? Am văzut? Vezi că am văzut aproape toată țara aici. Am văzut și din Europa. Ai văzut toată țara. Mamă! Frumos, frumos. Paul! Frumos, nu poți să dai apărarea. Se duce în țară. Bravo! Nu poți să dai apărarea. Mai vorbi prost. Și că am văzut toată țara. Nu, am fost în toată țara. Reformulează. Unde ai fost la 19 ani, copilul? Auzi, bă, nu mai fi zis asta. Nu pot să-mi iau apărarea. A, vă luați aere din bazar, eu nu-mi iau niciodată numai originale. Dar vezi că 70 de lei viața mea. Da, 70 de lei, da, adevărat. Al doilea rând, eu sunt cel mai frumos răci la mine. Deși nu știu ce să zic, uite-te aici, așa puțin, te pup, ia, ia, așa. În al treilea rând, pe mine mă vor toate femeile. Tu cum poți să spui, tu cum poți să spui? Bă, dar în afară de, bă, ăsta nu zice nimic, nu înțeleg nimic în afară de, bă. Tu vii și spui despre tine, narcis. Bă, tu vii și spui chestiile astea. Ești Iuda, narcis. Ai venit aici și ai spus, uite-te puțin la mine. Vii și spui, bă, uite-te puțin la mine. Vrei să mă dezbrac? Băi, din 10, te din 10 cu 7 au... Vrei dacă mă vrei dezbrac? Să vomit, yeah. Vrei să mă dezbrac? Vrei să mă dezbrac? Stai puțin, Romeo! Romeo! Stai puțin, a zis Paul! Băi, a zis Paul că dacă se dezbracă, se îndrăgostește Romeo! Băi, vrea să îndrăgostește fetele de tine când ai dezbracat acolo! Ai rupt fetele în două când ai dezbracat în partea aia! Nu m-a vrut niciuna. Nu pot. Dacă Paul, vrea 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 ești o relație. Păi care s-a îndrăgostit? Paul! Bă, vezi cum m-a plăcut. Și Amira, sunt sigur că și Aida. S-a îndrăgostit. Și Adelina. Și Mariana. Asta visează. Da. Ce mă? Vezi că... Vezi că... Hai, bă! Ce ai spus acolo? Din punct de vedere fizic, da? Din punct de vedere fizic. L-am plăcut eu, tu ai zis așa. Terminați-vă cu postia. Păi atât ai de oferit și nici, dar eu dacă m-aș... Băi, vezi că chiar și iubita ta în timp ce te-ai într-o relație cu ea, când m-am dezbrăcat, făcea... Rău femeile de tine, tu metri, oprește, rău femeile de tine. Paul, nu da relație. Cum făcea Andreea? Pătrățe! Băi, Andreea făcea mișto de tine, Paul! Așa făcea iubita ta. Andreea, în momentul ăla făcea mișto de tine, crede-mă, că până la tine mai văzuse și la Romeo pătrățile. Până să vadă Andreea la tine, pătrățele văzuse și la Romeo, iar în momentul ăla când ți-a spus ei, așa, făcea mișto de tine. Dacă își dă Romeo tricou jos, are mai multe pătrățele decât tine. Iar dacă tot nu vrei, iar dacă tot ai spus că Romeo e bătrân la 30 de ani, păi să n-apuși vârsta lui băiatul meu. Ai spus 4, bă, da, tași, mă, din mai gura, vorbesc că ai vorbit stricată. Stricată. Ai spus că te-au plăcut patru femei din casa asta, dar toate patru când au auzit lucrul ăsta au început să râdă. Ce? Ce?
Cine te-a plăcut? N-am văzut. Eu n-am văzut. Nu te-a plăcut nimeni. Cu Paul. N-am văzut o îmbrățișare cu femeia. Nu te-a plăcut nimeni, măi. Nimeni nu te place. Nu o să te placă pentru că ești prea copil. Eu măcar m-am pupat. Eu am stat cu el. Tu stai pupat, mai cu ceea ce aveți. Și eu dacă nu am vrut să mă pup, care e problema ta? Ai vrut cu șapca cu mine. Ai vrut cu șapca, da? Da, am vrut cu tine. Da, și cu Mariana. Ai vrut cu șapca. Uite, zici că tu n-ai vrut. Eu n-am vrut să te pup. Vezi, dar tu ai vrut să mă pup. Deci ți-a plăcut vrut, de mine. Nu ai vrut să mă pup. N-ai vrut. Nu, n-am vrut, nu. Am stat să mă pup, nu cred. Pentru că erai la TV, că nu era la TV. Dacă erai la TV, cine cunoștea într-o țară, vede la TV, ce crezi? Adevărat! Ai auzit? Dar nu știu de ce zic, mă, tu auzi ce zic? Cunoștea la București într-o seară, ci că era altfel situația. Da, e greu să ajung la București. Era altfel. E greu să ajungă București. Zic eu că pica și la un sărut, pica poate la și mai mult. Cine pica, mă, la sărutul tău? Vai, băiatule, crezi că dacă vrea să mă pupă, nu ai de unde să știi viața la ce putea fi în exterior. Adevărat. Adelina, zic că e așa, că e. Nu ai de unde să știi. La copii trebuie să le dai ce-ți cer. Dacă îți cer bombonica, nu poți să le dai, că începi să plângă dacă zici că nu le-o dai. Dai bombonica, lasă-mă, date. Ai refuzat-o și pe Adelina, ai refuzat mai multe femei, n-ai avut pe nimeni. Da, am refuzat. Ești cel mai tare. Paul, bagă-o pe aia, te-ai bătut joc de ele, că așa se practică. Tu ești când prea refuză, copil ca să poți să accepti că o femeie nu te-a vrut, nu una, patru. Tu nu Adelina, poți să accepti asta. Nu te-a văzut când te-ai pupat cu Romeo și nu te-a mai fost rușine de televizor? N-aude. Paul, vezi că astăzi s-au pupat pe aici. A zis că sunt fei. S-au pupat la mișto, băi, s-au pupat la mișto și... Ce la mișto? Este o penibilitate, terminați-vă. Bună ziua, băieți! Și n-ai văzut tu! Combinație să ce? Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.